Bună ziua, dragii mei, și bine m-am regăsit astăzi la o nouă etalare. Iată că deja cărțile au căzut. Am să le iau pe acestea, pentru că acestea au căzut din pachet. Dragii mei, dragile mele, așadar, zarurile sunt aruncate, ca să zic așa, pe masă. Se pare că destinul a fost foarte concludent în această dimineață, în această zi. Pentru aceia dintre voi care își doresc să știe mai multe lucruri despre conexiunea în care vă aflați, da? Încotro se va orienta aceasta în perioada următoare, sau pentru cei care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru voi înainte de a se întâmpla inevitabilul, da? Înainte de a cunoaște și voi o persoană cu totul specială pentru dumneavoastră, sau pentru cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba aici. Iată că simt aici o energie nouă, o energie extrem de pozitivă care vine spre voi. Se pare că vă apropiați de un punct de turnură în relația dumneavoastră sau în viața voastră oricum, în general, în sensul că totul se poate să se transforme din ce în ce mai mult în direcția pe care voi ați dorit-o, în sensul că dacă ați dorit atenție mai multă din partea partenerului, asta veți obține în perioada următoare. Dacă ați dorit atenția cuiva anume, da, pentru voi în această perioadă, să știți că veți obține acea atenție. Dacă v-ați dorit abundență, mai multă abundență pentru voi și familia voastră, să știți că veți obține această abundență. Dacă v-ați dorit mai multe relații, relații fructuoase, relații stabile cu oamenii din jurul vostru, să știți că veți avea aceste lucruri. Dacă v-ați dorit carieră de asemenea, da? Dacă v-ați dorit o anumită oportunitate în viața dumneavoastră, de asemenea să știți că veți avea parte de asemenea lucruri. Da, se pare că aveți foarte multă lumină, sunteți înconjurați de lumină, sunteți înconjurați de lucruri bune, oameni pozitivi vin spre voi, se deschid noi căi de acces a unor noi oportunități în viața dumneavoastră, da? Noi oportunități care vă vor conduce spre succes și spre mai multă abundență, exact cum am spus și mai devreme. Da, dar important este pentru, din punct de vedere relațional, da, din punct de vedere al relației pe care o aveți cu o anumită persoană din viața dumneavoastră, că simt aici că chiar dacă până acum această persoană nu a fost foarte, nu s-a livrat foarte mult spre voi, da, nu a fost foarte accesibilă în relație cu tine, dragul meu sau draga mea, simt că în perioada următoare această persoană va fi gata să te iubească așa cum meriți, va fi gata să recunoască că tu ești împărăteasa vieții sale, că tu ești o adevărată regină și meriți să fii tratată ca atare sau un adevărat rege, da? Și meriți să fii tratat ca atare. Această persoană este gata să îți mărturisească că lasă totul în urmă, că încheie socotelile odată pentru totdeauna cu trecutul său, de dragul de a veni în relație cu tine. Pentru prima oară după mult timp, această persoană se simte vindecat sau vindecată. Da? Se simte vindecată de traumele trecutului, se simte vindecat sau vindecată de umbrele trecutului și simte că acum este pregătit sau pregătită să se livreze cu totul în această conexiune cu tine. Și bineînțeles că tu, dragul meu sau draga mea, vei fi cu atât mai recunoscător și cu atât mai nerăbdător sau nerăbdătoare. Și următoarea carte, iată, deschide un nou capitol în viața dumneavoastră, Asul de Bâte vorbește despre acest nou început, așadar, dacă ați așteptat ca o anumită persoană să intre în viața dumneavoastră, să știți că aceasta va intra și nu o va face gratuit, dar o va face cu un scop măreț și anume acest scop de a rămâne împreună cu tine pentru multă vreme, pentru că această persoană este menită să vină în viața dumneavoastră să facă o schimbare, da? Acea schimbare profundă pe care ați așteptat-o până acum. Bâtele, în general, exprimă focul, da? Pasiunea. Așadar, și voi vă veți livra în această conexiune cu foarte multă pasiune, cu foarte multă dăruire spre acest partener sau spre această parteneră și bineînțeles că el sau ea va veni spre voi cu aceeași dăruire de care și voi sunteți capabili sau capabile în perioada următoare. Așadar, foarte mult patos,
foarte multă iubire vă veți dărui în perioada următoare și simt că ceea ce voi aveți în suflet va avea și persoana voastră față de voi, adică vă veți bucura de foarte multă reciprocitate în această conexiune și, bineînțeles, vă veți bucura foarte mult de faptul că, în sfârșit, iată, se pare că îngerii sunt de partea voastră, se pare că Universul vă ține partea, în sensul că v-a trimis în cale această persoană care este pe măsura pe măsura meritelor voastre, da? Adică așa cum meritați voi, vă va iubi așa cum meritați, așa cum vă este dat. Și iată că următoarea carte este Împărăteasa, dragii mei, dragile mele, nu mai există niciun dubiu, cu atât mai mult dacă sunteți femei, veți fi tratate ca adevărate împărătese în această perioadă și în perioada următoare. Persoana aceasta vă va recunoaște toate meritele, se pare că sunteți niște persoane foarte bune, da, în adevăratul sens al cuvântului. Aveți o bunătate intrinsecă pe care această persoană o recunoaște, a recunoscut-o din prima și care l-a fermecat, da, sau a fermecat-o pe această persoană. El sau ea se simte cu atât mai atras de tine cu cât remarcă faptele tale bune, cu cât remarcă vioiciunea sufletului tău, dar și noblețea sufletului tău, da? De asemenea, dragii mei, dragile mele, simt că vă bucurați de foarte multă abundență, sunteți înconjurați de tot ceea ce aveți nevoie în aceste momente, nimic nu vă lipsește, vă bucurați de relații bune, de asemenea, da? Și dragostea vă este răsplătită, da? Adică ceea ce voi aveți în suflet și ceea ce voi emanați împrejur vă va fi trimis înapoi. Da? Mare atenție de asemenea la aceste sentimente, da, pe care le lansați în jurul vostru, da, să nu cumva, mai ales aceia dintre voi sau acelea dintre voi care sunteți deja într-o relație cu un anumit partener la care țineți foarte mult, da, mare atenție în momentul în care emanați această dragoste, această iubire în jurul vostru, da, să nu cumva să fie interpretată în mod greșit această iubire a voastră, iubire frățească, da, de către anumite persoane de sex opus, da. Hai să vedem și următoarele cărți. Da, iată că avem aici trezire, da, semnul trezirii spirituale, cartea cu numărul 12 și, bineînțeles, care îmi vorbește despre acest spânzurat care poate vedea lucrurile exact așa cum sunt, exact așa cum nu a îndrăznit să le vadă până acum. Așadar, aceia dintre voi care nu ați avut încredere până acum, nu ați avut încredere că și voi meritați iubire, că și voi sunteți meniți sau menite să trăiți această experiență extrem de bogată alături de un partener sau o parteneră care vă merită, iată că sunteți meniți în aceste momente să vă schimbați atitudinea față de voi, atitudinea față de oamenii din jurul vostru, da? Simt că voi întotdeauna ați fost oamenii aceia darnici sau darnice, da? Întotdeauna ați dăruit și v-ați dăruit pe voi foarte, foarte mult, dar nu prea ați primit, da? În sensul că, bine, nici nu prea vi s-a oferit, poate de-a lungul timpului, dar simt că nici nu aveți această capacitate extraordinar de bine cizelată de a primi lucruri în dar, da? În sensul că dacă cineva ar veni spre voi să vă ofere dragostea sa sau să vă ofere atenția sa, probabil că ați fi foarte circumspecți, da, înainte de a o primi, de a primi aceste atenții din partea persoanei respective sau de a primi niște daruri, da? Da, există foarte multă capacitate de a vă stabiliza în această perioadă, da? De a vă stabiliza sentimentele, în primul rând, emoțiile, da? Capacitatea voastră de a deveni sensibil sau sensibilă la anumite aspecte ale realității voastre, dar nu mai sensibil sau sensibilă decât ar trebui, da? Adică să nu vă simțiți afectat sau afectată de anumite lucruri care se întâmplă în realitatea dumneavoastră acum, pentru că aceste lucruri, știți cu toții, sunt doar evenimente trecătoare, da? Totul este menit să se transforme.
Hai să vedem și o altă carte din acest pachet. Iată că deja a căzut, au căzut două cărți, am să le iau pe rând. Nouă de bâte, dragii mei, care îmi vorbește despre faptul că unii dintre voi v-ați putea grăbi în perioada următoare, vă puteți grăbi spre un anumit rezultat pe care îl doriți pentru viața voastră, pentru această relație, da? Dar universul vă va spune, da, prin faptul că va încetini puțin perspectiva asupra vieții voastre, în sensul că chiar dacă veți dori să înaintați foarte repede spre un anumit țel, veți face un pas înainte și doi pași înapoi, ceea ce vă spune încă o dată și încă o dată că este bine să încetiniți puțin, că este bine să stați puțin, să luați o pauză, să vă revizuiți poate atitudinea, să vă revizuiți sentimentele. Da, și este bine să fiți mai în gardă, da? Față de anumite persoane, față de anumite situații din viața dumneavoastră. Oricum, veți fi pregătiți, da? Veți fi pregătiți, dacă vă doriți acum să fiți pregătiți pentru un anumit pas, pentru o anumită etapă din viața dumneavoastră, să știți că veți fi pregătiți la momentul respectiv, la momentul potrivit. Și următoarea carte, iată că este optul de bâte, dragii mei, foarte multe bâte, așadar aceia dintre voi care aveți de-a face cu zodii de foc în această perioadă, să știți că veți fi foarte bine văzuți sau văzute în această perioadă și foarte bine foarte favorizați, da? Sau favorizate de către soartă. Și iată că pe cât de mult îmi spunea cartea dinainte că este bine să stați puțin pe loc, să vă revizuiți puțin atitudinea, pe atât de mult această carte, optul de bâte, promite mai multă viteză, promite rapiditate în relația voastră și în viitorul apropiat, activitate, foarte multă acțiune, da, văd în viața voastră cât de curând, în sensul că, da, lucrurile vor începe să se precipite și mai ales în momentul în care ele vor lua turnura pe care voi ați așteptat-o. Este posibil ca unii dintre voi să vă simțiți copleșiți în această perioadă, da? Copleșiți de anumite vești, mesaje pe care le primiți în această etapă a vieții voastre, dorința voastră de a face toate lucrurile deodată și vă veți simți pur și simplu copleșiți, da? Sau copleșite. Dar nu va dura foarte mult această situație, pur și simplu va veni și timpul în care voi vă veți stabiliza, vă veți reechilibra și asta ca urmare a faptului că, iată, există această persoană în viața dumneavoastră care vă face să vă simțiți cu adevărat împărat sau împărăteasă. Da? Hai să vedem și următoarea carte. Adică întotdeauna ați dorit să faceți lucrurile foarte bine, da? Cam asta vine aici cu aceste cărți și faptul că ați dorit să duceți la o anumită perfecțiune toate lucrurile din viața voastră, da? Dar bineînțeles că tot viața vă va învăța că lucrurile nu pot fi perfecte de multe ori și nu pot fi neapărat tocmai așa cum ne dorim noi, dar este bine că noi ne dorim să le facem perfect. Da, însă tu simt că te vei rebalansa, te vei reechilibra ca urmare a existenței acestei persoane în viața ta care te va pune puțin pe picior de echilibru, da, vis-a-vis de gândurile tale, vis-a-vis de emoțiile tale. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că îmi vorbește despre iertare și învățare. Pe măsură ce te eliberezi și te vindeci de trecutul tău, experimentezi mai multă dragoste în momentele prezente. Așadar, dragul meu, draga mea, dacă există în trecutul tău anumite persoane sau anumite situații pe care nu le-ai iertat, pe care nu le-ai eliberat încă, iată, simt că va trebui să faci această schimbare, da? Va trebui să ierți acele lucruri sau să te eliberezi de resentimente și de alte emoții negative. Hai să vedem încă o carte. Balanță, da? Iată că ăsta este cuvântul de ordine în această etalare. Balanță, echilibru.
Dragostea nu este întotdeauna doar să fii de acord de dragul de a fi cu partenerul sau cu partenera. O relație grozavă este aceea în care amândoi se sprijină și se provoacă. Da? Așadar, dacă aștepți din partea partenerului să spună întotdeauna da, da, da și să facă numai cum zici tu, ei bine, dragul meu sau draga mea, s-ar putea să te înșeli, pentru că asta nu înseamnă să ai o relație de succes, ci mai degrabă să te înșeli asupra relației tale, da? Și e clar că acea relație nu va merge, nu va dura foarte mult timp. Pe când dacă tu ești realist, realistă și accepti partenerul tău sau partenera ta așa cum este, cu bune, cu rele și mai accepti câteodată și un mic imbolt sau un mic sfat din partea acestuia sau acesteia, ești foarte deschis față de el sau față de ea, în mod clar că acea relație este menită să dureze. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că unii dintre voi, dragilor, sunteți meniți să luați o decizie în perioada următoare. Câteodată este bine să ne oprim în loc și să luăm o decizie care este bine, care este spre binele nostru. Da? Așadar, ai curajul în această zi, dragul meu, draga mea, privește-te în oglindă, vezi ce are sufletul tău să-ți spună și dacă are ceva stringent să-ți aducă la cunoștință, fii foarte atent, ascultă-l sufletul, da, și ia acea decizie pe care poate ți-a fost teamă să o iei în ultima perioadă. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!